Eu sunt. Și este data de 1 februarie 2021. Orele 14 și 16 minute, pentru asta a fost anunțat pronunțarea hotărârii în cauza civilă numărul 2318866/20. La pronunțarea hotărârii prezent este domnul Brega. În ședință nu avem prezent reprezentantul proiectului. Instanța de judecată în acești componenți pronunț hotărâri. Hotărâri în numele legii, 1 februarie 2021. Principiul și noștri trei și ducent, în componență președinte ședință către comunist la grefe costă felice, când în ședință publică au ținut cele chemare judecată cu devreg adică împotrivința lui Sfiera Publicului 1-2. Vreau constatare încălcări de drept la exonare cu auzul intervenț zonal și reparea prejudiciului. Instanța hotărăște. Se admite parțial cerere. Se încasează la bugetul stat și se admite recunoscut prin intermediul Ministerului Justiției Republicii Moldova. În beneficiul lui Brega, lui suma de 30.000 lei. Cetul de prejudiciu moral cauzat prin examinarea interne rezonabilă a acțiunii civile în cauza penală de generalului Babenco Andrei în comitere prefecțiune prezentare cu 207 în atât după penal. Rece, că mușca se respinge ca neîntremiat. Cu dragul drept de atac la cuțele pe Chișinău, în termen 30 zile în momentul pronunțării dispozitivului. Prin intermediul jucătorii Chișinău se duce în sprășini și jucător. Să ne iați copia hotărâi și adică să declară în sesă. Copiați-o la prefecție. Da. Da, e admis parțial. În loc de 3.000 de euro, 30.000 de lei. O să vedem și motivare. Eu doar obligația noastră să vă explicăm hotărârea, dacă vezi clar. Asta nu sunt. Da, înțeles. Termenul de atac, vezi clar? Da. Mulțumesc. O zi bună. Aproape 10 ani. Aproape 10 ani durează procesul și la 3.000 cerut de mine, de euro, el a zis 30.000 de lei. Asta înseamnă jumătate de preț, jumătate de sumă. Probabil o să contestăm.